Pădurile României exterminate cu acte în regulă. Transportul de lemn oprit vineri de activiștii de mediu pe Transfăgărășan era legal, iar lemnul nu provenea dintr-o pădure virgină, a anunțat Regia Națională a Pădurilor Romsilva. Reprezentanții Romsilva susțin că lemnul era din fondul forestier administrat de ocolul Silvic Vidraru din cadrul direcției Silvice Argeș. Ei mai arată că exploatarea este autorizată și că numărul autovehiculului care transporta material lemnos se poate verifica în aplicația Inspectorul Pădurii. Potrivit datelor deținute de Institutul Național de Statistică, în România, în fiecare oră, se taie 3 hectare de pădure. Din păcate, realitatea este mult mai alarmantă, deoarece dimensiunea fenomenului nu poate fi controlată din cauza defrișărilor ilegale masive. În ciuda semnalelor de alarmă trase de activiștii care militează împotriva defrișărilor ilegale și pentru protejarea pădurilor din România, unii parlamentari vor să reducă sau chiar să elimine amenzile de până la 30.000 de lei, care se aplică celor care taie ilegal pădurile. Blocarea de către activiștii de mediu a camionului încărcat cu lemne în zona lacului Vidraru este un semnal de alarmă transmis autorităților care nu vor să recunoască pericolul despăduririi sălbatice a României. Activiștii spun că tăierile masive din Făgăraș pun în pericol inclusiv lacul de acumulare de la Vidraru. Organizația Greenpeace a făcut demersuri ca pădurile virgine din zona Vidraru să fie incluse în catalogul național al pădurilor virgine. În 2004, în zona Vidraru, autoritățile de la ocolul Silvic au inventariat peste 12.200 de hectare de pădure virgină, susțin activiștii care spun că 80% s-ar fi tăiat. În replică, Ministerul Apelor și Pădurilor spune că are de gând să facă o anchetă. Reprezentanții ministerului i-au chemat pe activiștii de mediu la o discuție săptămâna viitoare.